Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătosin. Uite, ne poți da sfaturi și legat de fotojurnalism, mai ales că orice material trebuie ilustrat cu o fotografie și fotografia face cât 1000 de cuvinte. Aia să vină în fotografie și să o pună într-o lumină foarte pozitivă. Adică care este unghi? Adică un unghi în care intervievatul să fie avantajat de acea fotografie. Mai ales că într-un ziar și pe online nu contează foarte mult cum facem fotografia. Așa, landscape, portret, distanță, niște filtre, niște trucuri. Păi, în mod clar pe landscape, pentru că toate articolele sunt ilustrate. Asta le tot le povestesc și eu. Landscape. Eu știu că e la modă făcutul poate la tip portret. Pe verticală, pentru că intră pe Insta Story și pe toate story-urile, da. Dar articolele în general sunt ilustrate cu portrete landscape, mai ales dacă e vorba de o poză mare și nu o poză inserată în articol. Apoi, cred că pe oricine la un portret avantajează o lumină blândă, care să nu ți pună în evidență toate ridurile și toate imperfecțiile. Da. Și în cazul ăsta e ok, pentru că lumina, avem geam în față, lumina e blândă și aici avem foarte multe fundaluri, pentru că Adina a gândit astfel încât să avem un fel de
mini showroom, ca să zic așa, cu foarte multe texturi, culori pe fiecare perete, astfel încât să se poată face poze și la ochii și să simtă și clientele când vin care atelile. Și apoi cred că ar fi interesant să ilustrezi material de genul ăsta cu ceva fizic, ceva practic, în sensul în care să vedeți și un rezultat. Produs. Și în acțiune personajul pe care îl intervievăm. Acum, în acțiune doar în spate unde sunt mașinile, dar cred că pentru o poză mare, vreau să ilustreze material. Exact, poza principală de material. Cred că ar fi mai interesant să nu fie o poză când muncești la mașină, pentru că trebuie să vezi în primul rând personajul, trebuie să vezi produsul și apoi dacă vrei să intri, să vezi mai multe. Când lucrezi, de exemplu, la o mașină pe cusut, de multe ori ai o poziție care nu te avantajează, nu stai cu spatele drept, atunci, știi, poza mare trebuie să fie o poză în care vezi personajul despre care vorbești și apoi pozele trebuie de lucru. Trebuie să aducem un fotomodel, să o îmbrăcăm în timp ce aranjează. Uite, poți să fii tu. Da, deja pantoanele, deși am fost fotomodel. O dată. Știu, poate ne și vedea. De atâția ani colaborarea care o avem și foarte bună, zic eu. Sper că și Remus crede la fel. Ce de multe ori au fost, hai Remus, măcar să probăm să văd dacă asta, că eu lucrez și la distanță, știi, și atunci am eu niște măsuri aproximative, dar corpul fizic e altfel. Da. Nu vine clientul și măsori direct pe el sau pe ea? Dacă e din București, mai greu. Păi și ce se întâmplă dacă nu-i vine haina? Asta e concurența mea să o fac să-i vină din prima și din fericire îmi iese. Am manechine reglabile și asta e adevărat, care mă ajută. Așa, îl mai chem pe Remus să... Când așa, se potrivesc măsurile. Când se potrivesc măsurile. Dar în 99, deci dintr-un proiect, nu știu dacă una mai necesită sau două maxim retușuri, să zicem așa. Dar când am lucrat pentru București, m-am dus în final, m-am dus în ultima săptămână și eu tocmai pentru asta, ca să văd direct pe om, să văd toate astea, dacă a fost un proiect mult mai mare. Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratosin.